Expoziția Într-o întâmpinare de la Galeria Veronichi Art, care a fost concepută tocmai în ideea de a prefața și a însoți sărbătorile de iarnă, în primul rând sărbătoarea nașterii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători creștine. Reunește lucrări de pictură, sculptură, grafică, mozaic, frescă, artă conceptuală, evident, obiect și icoane pe sticlă. Este și un semn de rezistență a artiștilor, care prin diversitatea tehnicilor abordate vor să demonstreze că arta rezistă și există. 10 artiști invită publicul în continuare, împreună cu noi, evident, să guste această bucurie și această provocare, în primul rând, pentru că sunt lucrări de mare forță, semnate de nume importante, despre care publicul iubitor de artă știe, cunoaște, dar lucrări care ies mai greu din ateliere sau care pot fi văzute împreună foarte rar. Deci aș opta pentru ideea aceasta și optez pentru ideea grupului, expozițiilor de grup, care ilustrează o temă sau care susțin o temă cu impact la public, dar și cu un anumit scop pe care l-am precizat.